Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi a continuat duminică la prânz în parcul expoziției din Iași, unde s-au desfășurat Festivalul Bucuriei și Târgul Meșterilor Populari, în cadrul căruia au avut loc și ateliere demonstrative. Festivalul Bucuriei a adus în fața publicului cântece și dansuri populare prezentate de tineri din Arhiepiscopia Iașilor, membri ai filialelor Ator și Ascor Iași. Tot duminică la prânz, în amfiteatrul din Grădina Botanică, a fost organizat un spectacol de muzică folk. Programul zilei va continua după amiază de la ora 17:15, când va avea loc Marșul Tinereții, pornind din Parcul Copou până la Catedrala Metropolitană.